Neața a făcut ce și flăcăi. Am vrut să o fac, să fac un clip. Vreau de mai mult timp să fac un clip despre ce tancuri ar trebui să păstrez, ce tancuri ar trebui să ajung, ce tancuri ar trebui să am în garaj pentru tine, ca să-ți placă, să fie și bune, să le folosești și la clanuri, să intri într-un clan mai bun, să le folosești și în diferite turnee, face it, 7 vs 7, 6 vs 7, 5 vs 5, 14 versus 100, 5.000 versus 250.000 de player. Cât vreți voi. O să fac încă o dată, nu este o listă neapărat 100% sau 100% adevărată, sau dacă îmi scapă vreun tank și nu este pe lista asta, înseamnă că, vai domne, ce tragedie am făcut. Sunt tankurile care, din experiența mea ca jucător, le-am văzut că ar fi bune și ar trebui să le ai în garaj. O să încep cu tier 6. M-am ajuns de tier 6, nu vreau să fac, deși se mai fac turnee la tier 4, dar habar n-am ce se mai joacă acolo. Am văzut că se mai fac și la tier 5, dar la fel, nu știu, n-am așcat de mult. Așa că o să începem cu tier 6. Tier 6, bun. Calul de bătaie pentru tier 6 este Cromwell. Indiscutabil, mediu, Cromwell este neapărat nevoie pentru clanul de tier 6, Cromwell. Este calul de bătaie, puși organizate, acest tank încarcă repede, se mișcă repede, foarte manevrabil, are și ceva HP, 750 de puncte de HP, este ok. Precum scouts se folosește T37-le, se folosește T37-le, și nu 121. De ce T37-le și nu 121? Fiindcă e un pic mai mobil, are rata de foc mai bună și fiindcă are penetrarea mai mare, are 150 penetrare fără gold. Cu toate că nu te organizați, o să trageți cu gold mai mereu, acest tank este mai bun, poate să are și depresia un pic mai bună. Este scoutul preferat pentru tier 6. Mai este un tank care se folosește și eu nu-l am. Cu ce se poate înlocui ăsta este Detail 64, care este cam o copie destul de fidelă a T37, numai că este de la chinezi. Da, are depresia mai bună T37, dar asta mi se pare că are spotting range un pic mai mare, dacă nu mă înșel. Și viteza cu celelalte sunt comparabil la fel. Aceste tankuri trebuie să le țineți în garaj, aceste tankuri pentru tier 6. Acum, pe lângă asta, situațional, se mai folosesc, dar nu de echipele care sunt foarte bune, se mai folosesc KV-85 ca să țină un punct undeva să facă defense, oaie, am văzut că se folosește oiul, se folosește oița bârsană, la fel pentru a face defense într-un anumit punct. Eventual o oaie cu plată cu un cromer sau ceva de genul ca să-i acopere cover, dacă e oaie lăsată singură o să moară destul de repede. Dar nu este neapărat important. Cromwell și cu T37-le trebuie, sunt cele două tankuri care trebuie să le aveți în garaj. Restul sunt Hellcat-ul folosit ca sniper, dar foarte rar. Fiindcă Hellcat-ul nu mai este ce a fost toate, a scăzut foarte mult viteza, acuratețea și așa mai departe. Nu se mai, înainte se folosea la clanuri, dar acum nu se mai folosește. Decât să bagi un Hellcat, mai bine bagi un Cromwell și îndeplinește aceleași sarcini cu mare succes. Bun, hai să trecem la tier 8. La tier 8, pentru lupte organizate, team battle, tot ce vreți să faceți voi organizat, să intrați într-un clan, o să aveți nevoie, într-un clan bunicel, o să aveți nevoie de tankul. Tankul de bătaie numărul 1, deci este calul de bătaie, motorul care angrenează echipa este IS-3-ul. IS-3-ul este universal. Toată lumea cred că îl are, toată lumea trebuie să-l aibă în garaj. Acest tank să nu-l vindeți. Pe lângă IS-3 se mai poate folosi situațional în funcție de necesități de hartă să joace la turelă un T-32. Sau să joace împreună T-32-ul la turelă și apoi în caz de rush apar și IS-3-urile din spate. În fine, depinde de hartă. Nu discut strategii, depinde de hartă. Aceste două heavy-uri, nu celelalte. Nu Tiger, nu alte prostii. Se mișcă foarte încet și nu sunt destul de mobile pentru... Deci, IS-3 T-32. Precum
A, și 50-100, mai ales pe hărțile de oraș se folosește 50-100, lași, îi se trebuie să ia fața, intră din spate, se descarcă și apoi fug. Foarte folositoare pe hărți de oraș, cum ar fi Enск, Ruinberg, Himmelsdorf. 50-100, dar se joacă câte un tank, două, nu mai mult de atât. Grupate câte două, precum light-uri, T-54 LTV. Acest tank a fost introdus printre ultimele și a fost introdus din cauza rușilor, care erau sătui să vadă VZ-uri și 1390 și au vrut să aibă și ei un tank de Tier 8 Light care să fie competitiv. Și au băgat această făcătură de T-54 LTV, care n-avea ce să caute în joc, sincer să fiu. Este o clonă a VZ-ului, dar îmbunătățită. Este exact cum era VZ-ul de la chinez, dar îmbunătățit. Acum se folosește, fiindcă poate să mai încaseze câte o lovitură, trage destul de bine, nu are depresie la tun, dar își îndeplinește rolul de scout foarte bine. Iar 1390 are mari probleme de a penetra, mai ales dacă tragi fără gold. Cu gold îl penetrează, dar ăsta poate să dea și ram într-un 1390 și îl face thunder. Dacă te bași cu T-54 LTV într-un 1390 cu ram, îi zbori toate șurubule din el. Bun, alternativ se mai poate folosi, cum am spus, 1390. Se folosesc în grup, în haită, două grupate, dar odată ce a fost introdus T-54 LTV-ul, acest tank nu mai atât de folosit, fiindcă v-am spus de ce la T-54. Mai bine rolul de damage dealer îl poate înlocui, îl are 50-100 cu încărcătorul care se poate descărca cu mai mult damage. 50-100 poate să dea dintr-un încărcător, țin toate gloanțele țintite, poate să dea un IS-3 lejer, îl dă lejer jos. Cam asta ar fi pentru Tier 8, să mai scape ceva. Situațional, situație foarte rar, se mai poate băga câte un RHM, dar odată cu introducerea scorpionului, care are mai mare viteză, se folosește mai mult scorpionul decât RHM. Înainte se mai folosea câteodată RHM-ul prin spate pe undeva uitat ca să facă câte un snipe. Acum se folosește scorpionul G, folosește mult mai mult. Și cred că tot foarte situațional, foarte situațional, Pershing-ul de la americani. Se poate folosi Pershing-ul fiindcă are tura destul de bună dacă joci pe hărți unde poate să-și folosească tura, de exemplu, pe Mainz, pe Cliff, pe Prohorovka, unde poate să-și îndeplinească rolul, e ok. Dar contracandidatul lui este la americani, tot de la americani, este T69. Înainte se juca foarte mult cu T69, acum am văzut că nu se mai joacă cu T69. Mai ales pe Prohorov, pe cărțile, pe Prohorovka, pe Steps, T69 cu turela se descarcă și apoi pleacă, se juca în grup cu două T69 sau 3. Dar s-au schimbat bazele și nu se mai folosește atât de mult cum se folosea înainte. Dar dacă nu aveți ce face, îl aveți în garaj să nu îl vindeți. Recapitulăm. IS-3, ca heavy, T32, 50-100. Precum light, T54 light-ul, 1390. A, și am uitat de RU. RU-ul de la germani. Râul precum capră de munte, cocotat pe undeva, are foarte bună depresie, mi se pare că are minus 10 depresie, poate să joace tonul foarte, foarte, foarte jos și asta îl avantajează pe hărți gen Cliff sau ceva de genul ăsta. Se folosește râul. Bun. Hai să trecem la tier 10. Tancuri, aici ar trebui să fim tancul la care trebuie să ajungeți. Calul de bătaie, cei doi cai de bătaie, de fapt o să fie doi cai de bătaie pentru Tier 10, fiindcă aici sunt mai multe tankuri, se bat 15 contra 15 și trebuie mai multe roluri pe tankuri, la celălalt e mai ușor, la Tier 8 se joacă 10 pe 10 și sunt mai puține tankuri, dar aici se joacă 15 contra 15. IS-7,
E5 și IS4. E5-ul a primit un buff de când a trecut la armura HD. Cu pola nu mai atât de ușor de penetrat, e și mai greu de nimerit, mai ales dacă îl joci undeva din linia a doua, adică să vină cu facehug, IS7 se bage în față, iar IS5-ul să dea puțin mai din spate, este năucitor, mai ales dacă poți să-ți păstrezi fața către inamic, tun bun, mobilitate, tot ce vrei tu, din păcate are lateralele foarte vulnerabile și o ia foarte rău pe lateral. Precum Heavy, ce se mai joacă precum Heavy, 50B-ul se joacă sau T57 Heavy, pot să intre la fel, să îndeplinească rolul de damage descarc, să se intre în luptă, să se descarce și să fugă cât mai repede de acolo. Se folosește 50B-ul fiindcă are viteză de deplasare bună, intră în poziții, se încarcă și destul de repede, este ok. Sau T57 Heavy, dar T57-le se mișcă mai încet. Precum Medi, Objectul sau T62 îndeplinesc același rol. Objectul are un plus de depresie la tun, ceea ce îl face un candidat mai bun decât T62, deși T62 are turela mai țeapănă, dar cu weak spot mai mare pe căpăcel. Și ce se mai folosește? Se mai folosește și Badget-ul, bineînțeles, pentru a face spot, ajunge repede în poziții care trebuie să... în poziții cheie, pentru să-ți face spot pe ele. Situațional, tancuri foarte situaționale, Grila, Sniper, JPZ-100 să țină un loc, E100, se folosesc una sau două bucăți E100, mouse foarte rar, foarte, foarte rar. TPV-ul foarte rar, dacă se folosește, dar foarte rar, mai deloc. STB-ul de la japonez se mai poate folosi fiindcă are o depresie foarte bună și se mai folosește în poziții în care ai nevoie de depresie foarte mare, cu hărți cu dealuri la fel poate să-și folosească, dar e destul de penetrabil, mai ales că turela intră orice în ea. Trebuie jucător bun pe STB. Dar se poate folosi. N-am vorbit deloc de artilerii. Am și uitat, sincer, să trecem repede prin artilerii de la tier 6. N-am nicio artilerie care să se folosească în lupte speciale eu. La tier 6 se folosește. Nu mă pricep la artilerii, dar vă zic așa în mare ce știu. Aici pot să greșesc maxim. M44 de la americani. Se folosește în luptele organizate. M44 dă destul de mult damage și e oarecum precisă. La tier 8 Loretta de la francezi, Loretta se folosește. E destul de precisă, trage bine, e ok. Și la tier 10 se folosesc mai multe artilerii, dar care am văzut eu că e cea mai năucitoare dintre ele. Pe El Halufi am văzut rolul acolo, m-a spart de câteva ori. Cu ancorerul GC, fiindcă trage frate după colț, ți-o dă și când nu te aștepți. Are arcul foarte mare, bolta, glonțul este foarte mare și nu este cea mai precisă, dar are boltă foarte mare. Te poate lovi după stâncă, între ghilimele după colț. Bun, cam ăștia sunt tancurile care ar trebui să le păstrați, să nu le vindeți din garaj, să le țineți. Mai ales pentru cei care începeți la tier 6, să nu uitați să treceți prin aceste tankuri, să le păstrați. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune și o să vă trebuiască pentru lupte organizate. Dacă am uitat vreun tank ceva, asta este, îmi pare rău. Sigur am uitat câte ceva, dar asta este. Nu este un ghid, să știți că nu este un neapărat 100% exact așa trebuie să faceți. Este mai mult ca un guideline, trebuie să vă ghidați după el. Mai ales pentru începători care n-au idee și vor să pună mai multe întrebări de genul ăsta, vă recomand aceste tankuri să jucați cu ele, să le aveți în garaj. E bine să le aveți în garaj. Apoi, când o să căpătați experiență, vă dați singuri seama ce tip de tankuri vă trebuie în garaj, cum trebuie să le păstrați, ce să țineți, ce să vindeți și așa mai departe. Dar pentru începători am făcut acest ghid. Am văzut că sunt destui de mulți la noi care mă întreabă ce tankuri să aibă și m-am gândit să fac acest mic ghid pentru ei. Bun, cam asta pentru astă seară, flăcăi. Până data viitoare, numai bine!